Avem o problemă. Domnișoara Beta l-a tot fugărit pe mascul și i-a rupt prea multe bucăți din coadă și aici vedeți că coada pare să aibă un fel de mucegai sau bacterii. Așa că trebuie să trec la planul C și anume să îl mut pe domnul Beta în acvariul acesta. Iar aici am pregătit o locuință în care poate să intre aici și poate să se relaxeze aici. Motivul este că acolo curenții de apă sunt destul de puternici și Beta nu se poate odihni, mai ales în timpul nopții ar avea nevoie de apă care nu se mișcă și atunci acest recipient ar face treaba aceasta. O să-i mai pun o piatră care să stabilizeze recipientul și am să-l arunc aici. Timp de câteva minute am să țin în albastru de metilen, de fapt într-o soluție de albastru de metilen. Apa este scoasă din acvariul acesta și nu conține clor. O să o las aici circa 5 minute, nu vreau ca apa să se răcească prea mult, pe care îl introduc în acvariul cel mic. Și așa domnul Beta a ajuns la altă adresă. Sper că aici o să se descurce mai bine cu colegii de cameră. Mai am câțiva plate aici, dar încă sunt foarte mici și nu prezintă probleme. Creveții deja s-au instalat în locuință. O să dureze ceva timp până își revine, dar sper că acest lucru să se întâmple cât mai devreme. Se vede că este obosit și stresat din cauza că femeia nu a știut cum să se comporte cu el. Cum v-am zis și în alte episoade, trebuie să aveți un plan de rezervă pentru că la Beta niciodată nu se știe cum se vor comporta și să nu aveți surprize. Vedeți comportamentul tipic de Beta când vede un loc strâmt, încearcă să treacă pe acolo. Acest lucru o să repete în fiecare zi de câteva ori. Beta se simte bine în locuri strâmte, dar asta nu înseamnă că trebuie să ținem în niște păhărele, pentru că au nevoie de explorare, mai ales că sunt și animale destul de inteligente și au o personalitate mai complexă, iar această personalitate nu poate fi manifestată într-un bol sau într-un pahar mic. Asta ar fi pentru astăzi. Mulțumesc pentru atenție.